Luna decembrie anului 2014 a fost rece, cu temperaturi medii mult mai mici decât în noiembrie. De aceea, buzoienii au consumat mai multe gigacalorii și, în consecință, valoarea facturilor emise de Regia Autonomă Municipală Buzău a fost sensibil mai ridicată decât în luna anterioară. Raportat la condițiile atmosferice, noi spunem că nu a fost mare și, așa cum estimam în perioada de început a lunii, s-a confirmat valoarea facturilor, în sensul că acestea au variat de la 169 de lei pentru o garsonieră până la 435 de lei pentru un apartament cu 4 camere. Bineînțeles, au fost și, deci acestea sunt prețuri medii. Au fost și peste aceste valori, au fost și sub, în funcție de cum s-a gospodărit fiecare, în funcție de temperatura pe care au avut-o în apartamente. Facturile RAM Buzău pe luna decembrie au fost mai mari și comparativ cu aceeași lună din 2013. Am avut o creștere de 6% față de decembrie 2013. În schimb, așa cum bine știți, soarele nu s-a văzut o lună de zile. Într-adevăr, de Crăciun au fost acele 3 zile mai călduroase, dar, per total, valoarea temperaturilor medii a fost scăzută. Față de noiembrie 2014, avem o creștere de 51%, ținând cont de faptul că am avut o medie a temperaturii în decembrie de 2,06 grade, decembrie 2014, spre deosebire de noiembrie, unde am avut media de 5,76. Scăderea temperaturii a mărit valoarea facturilor cu 50%, iar pentru luna ianuarie se prevede că sumele plătite de buzoieni vor fi asemănătoare cu cele din decembrie. Cu toate acestea, prețul gigacaloriei se menține destul de scăzut, iar Buzăul continuă să rămână în primele 5 locuri din orașele cu cel mai mic preț la căldură.